Este foarte important să ai experiență practică în domeniul în care te-ai format. Este o cerință a pieței muncii actuale de care mulți absolvenți se lovesc. Pentru elevii care termină școli de arte și meserie, acest obiectiv este deja atins, atât prin orele de practică din programa educațională, cât și prin proiectele cu fonduri europene care vizează acest lucru. Timp de 3 ani, în Prahova s-a derulat proiectul Competențe pentru o piață a muncii competitivă în context european, care a pregătit elevii practic pe baza unor schimburi de experiență în Italia. Și putem să spunem că am făcut pași importanți în perfecționarea stagiilor de practică și în dezvoltarea parteneriatelor școală-întreprindere. Am realizat în cadrul acestui proiect, unde au participat 2675 de elevi din Prahova și din București, am implicat 130 de agenți economici și am realizat să dezvoltăm în urma proiectului peste 50 de parteneriate pe termen scurt, adică de 3 ani de zile. Proiectul a fost derulat de Inspectoratul Școlar Prahova și cel din București și a vizat pregătirea elevilor de clasa a 10-a și a 11-a în domeniile comerț, turism, servicii, agricultură și industrie alimentară. Practica a fost făcută la peste 100 de agenți economici parteneri în proiect. Am învățat să lucrăm în echipă, am învățat să fim responsabili de activitățile pe care noi le avem, am învățat să fim mult mai conștiincioși și să răspundem de sarcinile pe care noi le primim. Ce obiect de activitate avea agentul? Obiectul de activitate pe care agentul îl are în continuare este aceea de a îndruma persoanele juridice și persoanele fizice în relația dintre acestea, mai cu seama AJOFM, Agenția Județeană a Ocupării de Ocupare a Forței de Muncă. La patiserie, brutărie. Cum ți s-a părut? Foarte frumos, am învățat multe lucruri care mă vor ajuta în viitor. Mai mult decât ce ai învățat la școală oricum, nu? Da, pentru că acolo am practicat. Ce ți s-a părut foarte interesant în această activitate? Lucrul în echipă era altceva decât la da, școală. Da, că m-am implicat eu complet în tot, la fabricarea produselor de patiserie. Am învățat lucruri interesante care acasă nu puteam să le fac cu mașini, cu utilaje foarte mari. Mai fusese și înainte în alte părți? Nu. Am învățat cum să abordăm clienții, am văzut cum este într-un colectiv, am învățat foarte multe la magazinul acela. Și crezi că dacă te duci înapoi la ei, vă rugăm, avem nevoie? Da, ne așteptă cu mare plăcere. Au spus să ne terminăm studiile și o să ne ducem când putem. La prima vedere, să vorbești cu clienții nu e ceva așa foarte greu. Cum ți s-a părut? Pe abordarea clientului depinde și de atitudinea ta, cum vorbești, cum îi atragi, dacă vorbești frumos cu ei o să mai vină pe la tine pe la magazin, depinde cum îi abordezi. Sunteți foarte maleabil, nu? Da. Elevii au mers și în Italia, unde au primit exemple de bună practică de la o firmă cu experiență în domeniul calificării profesionale.